Cotrinelul este sponsorizat de G2A. Cumpărați jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. Da, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din Cuphead. Am rămas cu frica între coaie data trecută aici, când trebuia să vedem dacă ăsta se bate sau nu cu noi, de Die House. Dar am văzut un comentariu care zicea că bă, trebuia să treci, că nu ți se întâmplă nimica. Și se pare că, well, ain't that a peep? Looks like you really put the kibosh on them. You can head over to the next aisle. Plenty more marks for you to lean on there. Și s-o dus omul. S-o scurs până podia, zici că e viitorul meu. Numai așa s-o dus, zici că l-a fost. Guys, hang on, thanks. Thank the stars I caught up with you. I believe I found a way out of this mess you're in. Zice, hot dog, you have. Your strength is growing, you'll soon be a match for that no good king dies. And maybe even for the devil himself. Golly, do you really think? I do, but you'll never get close to the devil unless you already have those souls contracts in your hand. Only then you will get a chance to turn the tables on that fiend. So when the time comes, do the right thing. Deci bossul final va fi diavolul. Ni se deschide aici insula nouă. Asta puteam să vedem de pe cealaltă parte, dar nu am știut niciodată ce se află. Haideți să vedem. Să vorbim cu nenea asta. Alo, nenea! Good timing, fellas! I just added an upgrade on your aeroplanes. Now you can wallop your foes with bombs. Just switch your weapon whenever it strikes your fancy. Try it out. Your aeroplane are now equipped with mini bombs, switching your weapon anytime during the battle. Am înțeles. Nu știu dacă o să știu să folosesc chestia, dar eu am înțeles. Hai să mergem aici în casa prăjitură. Sugarland Shimmy. Mi-e puțin frică. Salutări, domnișoară! Ce mai faci? Oh, o mâncat-o casa! Da! Ce e asta? Bă, ăsta e un glonte! Ești un glonte, domnule! Asta trebuie să fie amenizat! Bă, stai bă, că ăsta calculează și... Casa atacă sau nu? Casa numai stă deocamdată. N-a uitat-te unde mor, serios, mă omoară, mă, dracule, lasă! Eu nu înțeleg, aia o fi rea sau o fi bună? Bă, ce să... Nu trebuia să întâmple asta, niciun caz, așa-i? Bă! Doamne! Ce naiba, mă! Putem să trecem de el? Putem! Putem și chiar îl lovim! S-a distrus! L-am prăpădit pe om! Ce se întâmplă? Oi, credeam că o să-mi arate muie! Mai trimiți un boss de-a tău acum! Ce-i Bă, ce era aia? Era un M&M! Un M&M rău! Bă, te cheamă la el! Oi, îl palmează pe M&M! Uite-te-mă la el cum e. Du-te. Avem un atac foarte, foarte special pe care nu l-am folosit până acum. Dacă umplem 5 cărți de alea. Uai, s-o dus și ăsta. Mai ai ceva? Mai trimite niște. Ce e ăsta? Pac-Man, un Pac-Man fără buget. Uai, bă, stai mă că ne putem folosi de chestia asta. Dar de fapt cred că e și obligatoriu să ne folosim de ea. Ai de capul meu, mai trage și asta cu sniper-ul, mă. Bă, Ai de capul meu, dar poate să ne fie una. Doamne, urât ești, mă. Urâtă-i, doamne, chestia asta. Da, și-s foarte curios dacă o să trec de aici vreodată. Ce-mi place cum fugi. Uitați-vă la picioarele lui, ce dracu. Hai că ăsta s-a dus mai repede. Hai da, trimite-l pe domnul Glonte. Contele Glonte, așa-i zicem. Vine și M&M-ul. Ioi, bă, dar până unde mai vine? Da, aia nu a fost chiar ok ce s-a întâmplat acolo. Nu știu cum ar fi trebuit să scapi el în situația aia. Du-te, mă, de-aici! Bă! Nu, uite-te, mă! Nici măcar nu pot ținti. Bravo, Codrin! Bravo! Ăsta mă urmărește în continuu, deci oriunde mă duc, e vine după mine și are bila aia proastă care mă încurcă. Hai că acum ne facem un super meter de ăla. Ioi, bilă! Eu nu știu cum ar trebui să mă folosesc și de ce, dar... Ioi, nu, nu-mi da damage. Bă, ce mă enervează prostia asta, mă. Cum naiba ar trebui să... Așa, du-te, mori. S-o dus? E bun, s-o făcut al buș. Ce vine? Ce e de chestia asta? N-am dat până acum, bă. Nu-i știu atacurile. Nu, uai. Deci acestea sunt atacurile. Bă, dacă n-ar veni și prostiile astea de M&M-uri. Nu știu cum ar trebui să... hai că a fost bine. Trebuie să scăpăm de prostia asta cât mai curând. Ioi, mă! Doamne, și acum o să murim, mă! Nu, mă! Nu!
You died, mă! Trebuie să mă țin departe de poarta aia. Eu cred că diavol... Ce mai e și ăsta, domnul Plăcinția? Domnul Plăcinția, ce naiba? Îți curios dacă trebuie să-i omor pe toți. Sau poate are numai 3 și după aia... Asta e un atac extrem de nefolositor, domnule Plăcinția. Mai trimite aici, mai trimite niște dulciuri. Chestiile alea, deci și alea dau damage. Eu am noroc că nu le-am văzut până acum. Mai ai? Mai trimite aici ceva bunătăți. Eu ai nu dulăpiorul ăsta. Dulăpiorul este puțin cam greu de bătut. Ba nu. Tot ce trebuie să fac e să mă țin la distanță de el. Și chestia asta ce-o mai fi? Ioi, hai că bine. E ok, e destul de ok. Aici, uai, aproape, nu mă, vai, Doamne ferească Dumnezeu, cât de complicat. Lăsați-mă, dulăpiorule, hai că am dat destul și în tine, n-ai vrea să pleci. S-a dus dulăpiorul, a murit și mai am 2 vieți încă. Ia vino, Doamnă, tu ești forma finală, oare? No, uite de ce bine am folosit, bă, ceva aici nu-i bine. Nu, mai am o viață. Bă, chestia asta vine după mie. Nu, dar cum trebuie să o... Bă. Asta e destul de greu ce s-a întâmplat aici. Domnul Plăcinția nu prea a fost antrenat în tinerețe, nu prea știe să atace și nu prea ne dă damage, dar el încearcă. Nu, nici măcar nu știu cum... De ce l-o mai băgat pe ăsta? Nu-i greu de fel, în comparație cu ceilalți, de exemplu, dulapul ăla chiar e greu. Nici contele glonte nu-i chiar așa de greu. Ioi, bă, vai de capul meu! Dar, de fapt, el tot vomită de alea, mă. E și el destul de greu. Știi ceva? Când țin atacurile speciale pentru ocazii mai de... Ioi, mai de Doamne ajută. Gata, s-a dus și el. Dacă trimite dulapul, s-ar putea să folosesc atacurile. Ia, nu! Este domnul năpădeală, așa o să-i zicem ăsta. Bă, parcă ăsta nu trebuia să fie așa de greu. Du-te, mori, mă! Uite-te, mă, că mai are și viață pe deasupra. Ua! Greu, cred că boșii n-au viață individuală sau ceva, dar dacă îl dă primul, pur și simplu, și după teoria mea, domnul Plăcinția ar trebui să fie ce mai greu acum. Bă, și să se miște mai rapid, domnul Plăcinția. Așa se pare. Și acum îi nașpa că mă încurcă, mai am o singură viață, da, cu siguranță o să trec. Da, aha, și acum vine și ea și trage cu shotgun-ul de frișcă de acolo. Contele glonte. Direct în el, Codrine, dacă te străduiești puțin. Ioi, dulăpiorul ăsta îmi face probleme. Ăsta îmi face probleme. Dar se pare că primul atac l-a ratat, nu știu dacă e intenționat sau... S-ar putea să mor. Nu! Ai de capul meu, cancer starter pack, Ioi! Unde vine? Ioi, M&M-ul! Ioi! Ai de capul meu, mă, dar e prea greu, mă! Mă! Uai, și vine M&M-ul! Bă, așa, chiar dacă nu par alea că încurcă, că par așa inofensive, alea îți iau o viață întreagă, mă, deci ca și cum... Nu! Bă! Ioi, măcar nu-și schimbă și direcția, nu! Bravo! Bă, nu prea e bine. Și chestia e că nu prea poți să-ți crești viața maximă numai dacă îți cumperi un perk de ăla. Și eu nu prea aș înlocui perk de viață în plus cu... Ai de capul meu, mă! Chiar astăzi am vrut să zic că tot... Deja devine internetul inundat cu cât de greu e jocul ăsta și... Chiar astăzi voiam să încep un clip și să zic că, bă, mie mi s-a părut greu, dar nu chiar așa de greu. Dar cred că ceilalți care chiar se plâng foarte mult, înseamnă că au ajuns mult mai departe ca mie. La cancere și mai mari de atâta. Ioi, dulăpiorul, ochișorul, cum are dinții ăia, mă, Doamne, macabru, mă, iei damage-ul ăla, l-ai luat, mersi. Du-te, stai departe, te rog. E bine cât timp stă acolo, s-o și dus 3 vieți, e ok? Dăm ceva simplu la acum, te rog. Ioi, domnul Plăcințică.
mult plăcețincă, budincă. Nu! Ai de capul meu. Bă, e prea greu. Bă. Te rog, mori. Uită-te, mă. Nu! Fai de cap. Cineva mi-a zis în comentarii să îmi upgradez arma, să-mi pun armă care nu mai trebuiască să țintesc oponentul. Cred că și aia ar fi o treabă, dar nu știu cât de distractiv ar mai fi după jocul. Nu că acum n-ai putea să te întrebi dacă mai iei sau nu, având în vedere ce dificultate are. Aha, Ioi, fix în aia am căzut, mă. Și acum vine și mă dă pe spate, ce? O, da, domnul Pac-Man. Ioi, măcar, nu. Vedeți cum e calculată aia, să sar direct în ea. Mai trage și aia cu shotgun-ul, aia este. Toată lumea se distrează aici. Ioi, ai de capul meu. Bă, e mai greu decât... Cum? Avem 3 atacuri speciale și acum ne urmărește? Ioi, da, se pare că da. Ai, doamne. Zim că ăsta nu pot distruge capul ăla, mă. Ioi, uai, lasă-mă. Ioi, bă, du-te, mori, amu. You died, de ce? Dacă mai umplu asta un pic, pot să-i dau un super atac de ăla genial. Dă-i, nu. Na, acum ce? Acum mă întreb ce? Ioi. Mă doare capul, o să mă doare capul. Hai, Doamne, că se poate. Doamne. Doamne, nu spune că mor iar. Hai că deja parc. Ioi. Du-te, bă. Știi ce trebuie să... Bă, dar dă cu el în continuu, mă. She gives me head. V-ați prins? Bine că mai am timp și să glumesc în aceste timpuri stresate. Nu! Uai de capul meu. Bă, nu știu ce să... Este în zadar. Te rog, mori. Te rog, nu. Hai, Doamne, că pot. Așa mă mint eu. O să încerc să îmi țin. Uai, era să uit de capul ăsta. Cum e posibil așa ceva, mă? Chiar să uit de el. Uai, cred că am învățat să mă feresc. Dar nu sigur. Ba, nu știu dacă-s chiar așa de învățat. Du-te, dă-i cu atacul ăsta super special, te rog. Zi, Doamne, că m-a ajutat la ce... o viață. Parcă simt că am învățat să mă feresc. Nu cred, Dumnezeu-i cu mine. Nu-mi vine să cred. Nu mă interesează ultimul calificativ. Care FZ să-mi dai? Să-mi bag pula dacă mă interesează. Deci nu mai credeam pur și simplu că o să-l bat, frate. Deja mă imaginam restul vieții stând și bătându-mă cu ăsta. Nici o treabă. Nu, eu tot nu cred încă. Nu vă mai bat niciun din ei. Știu că n-am trecut. Știu că asta e ceva formă de aia acum și urmează să mă atace. Uai, de când am mai fost așa fericit. Uai, câte chestii mai urmează. Doamne ajută, oameni buni, sper că v-a plăcut episodul. V-am pupat, nu vine să cred că am scăpat. Am zis eu că fac 2 boși pe episod, mă gândeam la 3 la un moment, dar nu. O să termin jocul ăsta, îl termin. Vă bat și ne vedem data viitoare. Hip hip hura la hip hop, mânca mea-i pula. Scuturăm casa de nu se mai pune bruma. Dacă mor cumva aiurea, nu vă bucurați voi, că bat un trașul cu vâs la cap și vin înapoi. Ești un mare boss, dar totuși de ce?